Începând de săptămâna viitoare, sucevenii au de plătit mai mult în contul taxei de salubrizare. Pentru serviciile de colectare și depozitare a deșeurilor produse, pentru curățenia stradală, dar și pentru întreținerea spațiilor verzi. În procent, majorarea este de 80%. De asemenea, președintele Consiliului Județean Suceava a vorbit și despre lucrările executate pe drumurile județene. Consiliul Județean își continuă politica de investiții curajoase. Astăzi am aprobat studiul de fezabilitate peste 4 milioane de roni acordat Spitalului Județean pentru o secție de boli paliative, boli terminale, în curtea Spitalului Vechi, alături de alte investiții care vor veni acolo. Spitalul Județean își întregește paleta de oferte și, într-adevăr, câștigă rolul de spital regional. Totodată, aeroportul va fi prins în continuare la investiții, fiind o parte importantă de intrare în județ. În al doilea rând, Consiliul Județean a aprobat astăzi sume de bani pentru studii de fezabilitate pentru 8 drumuri județene aprobate prin programul guvernamental PNDL. Noi ne grăbim ca să întocmim documentația, să fim cât mai repede la semnat, anul viitor să putem începe încă circa 70 de kilometri de drumuri județene, alături de celălalt tronson de 70 de kilometri aprobat pe POR, Programul Operațional Regional. În felul acesta, în următorii ani, se conturează câteva mari proiecte de drumuri, și Suceava-Dolhasca și Suceava-Moara-Zaharești-Stroiești-Dărmănești și drumuri, așa cum ați văzut, strategice din punct de vedere turistic. E drumul Mălinie-Borca. Și aici fac o paranteză, împreună cu președintele Consiliului Județean de la Neamț, am făcut demersuri, eu am făcut solicitare scrisă, ca aceste tronsoane să se aprobe pereche.